Vasulienii spun că totul are o singură explicație. Oamenii sunt stresați, nu au locuri de muncă și nici bani, fapt care îi îmbolnăvește în fiecare zi. Stresul din cauza multor factori. Sărăcia, mizeria, lipsa de îmbrăcăminte adecvat în timpul friguros. Foarte mulți nu știu când trebuie să meargă și numai în faza finală, când e gata să dea ortopopii, se duce. Și foarte mulți nu se duc pentru că medicamentele sunt scumpe. Și nu-și permit din cauza asta. Foarte mult. Tu auzi că eu aspirină și tot felul de medicamente pentru inimă, dar stresul, lipsa de bani, gândurile. La medicii de familie ajung tot mai multe persoane cu afecțiuni cardiace. În cursul anului 2013, comparativ cu anul 2012, la nivelul județului Vaslui au intrat în evidențele medicilor de familie peste 1600 de bolnavi cu cardiopatie ischemică. La sfârșitul anului erau în evidențe peste 19800 de bolnavi cu această afecțiune. Datele de morbiditate analizate la sfârșitul anului trecut arată un indice de prevalență în creștere de la 4,31 în 2012 la 4,46 în 2013. Cei mai mulți dintre bolnavi ajung la medici foarte târziu. Pentru că nu au bani, oamenii amână analizele medicale cât de mult pot.